Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi veni în fața dumneavoastră să vă prezint un model foarte frumos care pe mine m-a captivat. Un model pentru bluze și pentru eșarfe. Pentru acesta puteți folosi firul adaptat. Bineînțeles, lucrând o eșarfă va fi nevoie de un fir anume pentru acestea. Eu voi lucra cu firul Bravo doar pentru a vă arăta modelul în sine. Acest model este divizibil cu numărul 14, deci vom avea mare grijă de numărul de ochiuri pe care le vom monta. Eu aici am un număr de 28 de ochiuri de lanț și voi începe modelul meu. Deci voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui piciorul dublu, iau firul pe croșet și voi intra cu croșetul în cel de-al patrulea ochi de lanț de la croșet înapoi și voi lucra un piciorul dublu. Deci acest prim rând va consta în piciorușe duble în corespondența fiecărui ochi de lanț. Am lucrat toate piciorușele duble, pentru rândul următor voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, iau firul pe croșet și voi întoarce lucru. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu și voi lucra un picioruș dublu, apoi un alt picioruș dublu, voi face un total de 5 piciorușe duble, inclusiv aceste 3 ochiuri de lanț de la începutul rândului. Deci 1, 2, 3, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea, piciorul dublu. În acest moment voi face 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi sări 2 piciorușe din rândul anterior și voi intra în corespondența celui de-al treilea, lucrând un piciorul dublu. Voi continua cu 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi sări 2 piciorușe din rândul anterior, voi intra în următorul picioruș, lucrând un picioruș dublu și voi continua pentru a avea un total de 7 piciorușe duble. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble. După ce am lucrat aceste 7 piciorușe duble, voi continua lucrând 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi sări 2 piciorușe din rândul anterior, în corespondența celui de-al treilea, voi face din nou un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț de separare, voi sări 2 piciorușe din rândul anterior, voi intra în cel de-al treilea și voi lucra 1, 2, 3, 4 și cu 1, 5, 5 piciorușe duble. Eu aici am un picioruș în plus. Deci fiecare rând va începe cu 5 piciorușe duble și se va termina cu 5 piciorușe duble. Voi continua rândul următor. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi întoarce lucrarea și de această dată voi lucra doar 3 piciorușe duble. Avem primul, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. Cu aceste 2 ochiuri de lanț realizate voi intra în acest spațiu format din primele 2 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț și un picioruș scurt în următorul spațiu. 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet și din acest grup de 7 piciorușe duble vom sări primele 2, voi intra în cel de-al treilea și voi lucra 3 piciorușe duble. 2 și cel de-al treilea. Voi continua cu 2 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența primului spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț,
două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț și rândul se va încheia cu trei piciorușe scurte. 1, 2. Deci am sărit două piciorușe duble și continui cu trei piciorușe duble. Avem 1, 2, cel de-al treilea vom lucra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț. Deci așa se prezintă ceea ce am lucrat acum. Voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce din nou lucrul și voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, lucrând cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Acum, în corespondența acestor două ochiuri de lanț, voi lucra 1 și cel de-al doilea picioruș dublu și avem un total de 5 piciorușe duble aici, două ochiuri de lanț, firul pe croșet. Iar acum vom intra în corespondența acestor două ochiuri de lanț lucrate în rândul anterior și voi face un picioruș dublu. Voi continua cu două ochiuri de lanț, două piciorușe duble în acest spațiu format din ochiurile de lanț, 1 și cel de-al doilea. Voi continua lucrând câte un picioruș dublu în corespondența următoarelor trei piciorușe duble. Deci avem un total de 5 până acum și pentru a completa numărul de 7 care l-am avut în primul rând al modelului propriu-zis, voi lucra alte două piciorușe duble în corespondența primului spațiu format din ochiurile de lanț. Voi continua. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu în corespondența acestui spațiu. Două ochiuri de lanț și voi continua cu două piciorușe duble în spațiul format din cele două ochiuri de lanț. Și voi continua cu următoarele 3, 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, în rândul anterior, și avem din nou un total de 5. Uitați-vă cum se prezintă. Și pentru a închide modelul, practic, ne vom ridica cu 3 ochiuri de lanț și vom continua lucrând piciorușe duble. Acum, fără să le numărăm, nu este nevoie, am ajuns în corespondența celor 2 ochiuri de lanț și aici voi face 2 piciorușe duble. În corespondența piciorușului dublu singur, voi face un picioruș dublu, două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț, 7 piciorușe duble în corespondența celor 7 piciorușe duble din rândul anterior, 2 piciorușe duble în corespondența celor 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu singur, 2 piciorușe duble în corespondența ochiurilor de lanț și următoarele 5 piciorușe duble. Ultimul
vom lucra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din acel picioruș. Deci, în felul acesta se prezintă modelul nostru. Este în mod obligatoriu să lucrăm piciorușele duble la începutul fiecărui raport, să-l numim așa, și piciorușele duble în momentul în care vom termina. Și acum vom continua exact în modul cum ați văzut. Voi intra și voi face 5 piciorușe duble. Sar două piciorușe, intru în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu, care, după cum observați, este exact în corespondența celui din două rânduri mai jos. Două ochiuri de lanț, voi sări două piciorușe duble, voi intra în cel de-al treilea, voi lucra cele 7 piciorușe duble. Firul pe croșet, sar două piciorușe, intru în cel de-al treilea și lucrez un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, sar din nou două piciorușe, intru în cel de-al treilea și lucrez 5 piciorușe duble, 2, 3, 5, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă întorc, un total de 3 piciorușe dubli voi lucra, 2 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondență celor 2 ochiuri de lanț, continui cu 2 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondență următoarelor 2 ochiuri de lanț, continui cu două ochiuri de lanț, firul pe croșet, sar două piciorușe duble, intru în corespondența celui de-al treilea și lucrez 3 piciorușe duble, 2, 3, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, 2, cel de-al treilea, 1, 2, și cel de-al treilea este și foarte ușor de reținut acest model. Mă ridic din nou cu 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi continua lucrând. 2, 3 piciorușe duble, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența celor 2 ochiuri de lanț din rândul anterior, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, un picioruș dublu intrăm prin acest spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț, alte 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble. Continuăm pentru a obține totalul de 7. Deci avem 2, 3, 5 și alte 2 piciorușe duble în corespondența celor 2 ochiuri de lanț. Iar acum vom continua cu 2 ochiuri de lanț, piciorușul dublu în acest spațiu. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble,
urmat de alte trei piciorușe duble și vom face totalul de 5. 2 și cel de-al treilea, acum deci avem un total de 5 piciorușe duble. Și nu urmează altceva decât să facem rândul de piciorușe duble. Deci, cam așa se prezintă modelul nostru. Eu sper să vă placă acest model. Voi lucra singură piciorușele duble. Am lucrat și piciorușele duble, uitați așa se prezintă modelul nostru. Eu am început cu bluză în acest model, însă, bineînțeles, am nevoie de mai mult timp pentru a-l realiza. Uitați-vă ce frumos se prezintă și sper ca și dumneavoastră să aveți plăcere să lucrați acest model. Dacă vă place ceea ce am realizat împreună, vă rog să lăsați un like, un comentariu, eu vă salut ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine cu noi tutoriale. La revedere, vă salută, Tatiana!